Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Dacă sunteți pentru prima oară, vă rog să vă abonați la acest canal și veți vedea mai multe lucrări cusute cu mărgele sau biser. Astăzi vreau să vă arăt această bufniță care a fost cusută în decembrie, dar a fost înrămată mai târziu. Și chiar dacă ați văzut fotografii cu această bufniță, acum vreau să vă arăt mai îndeaproape, pentru că ea va fi transportată în Anglia și astăzi vă voi arăta două lucrări care v-am promis în alte materiale video că le voi arăta când vor fi înramate. Această bufniță împreună cu a doua lucrare care vă voi arăta vor merge ambele în Anglia. Mă bucur foarte mult că am găsit o soluție ca să pot să le transportez. Bine, le voi împacheta foarte bine ca să nu se strice pe drum, dar sper să ajungă cu bine. Această bufniță a fost cusută cu mărgele. Vă arăt acum, nu în picioare așa cum trebuiește, dar fiindcă camera nu poate prinde în picioare aceste portrete, le-am pus așa pe orizontală. Haideți să vedeți și a doua lucrare. Iată și această a doua lucrare minunată, care v-am arătat doar pe poză și am spus că ea este la designer. Iată, e ajuns, a ajuns la mine acasă cu bine, mi-a dus-o curierul. Aici e paspartul, deci iată această parte. Sunt desenate cu goașă, iată așa. A completat lucrarea mea, iar aici este cusută cu mărgele. Fiindcă astăzi afară este o zi atât de călduroasă și bate un soare puternic, nu pot să vă arăt clar imaginea, dar vă voi schimba un pic altfel și vă voi arăta de sus până jos. Am să o filmez și un moment așa, un cadru, vă voi arăta mai de aproape. Iată ce a fost desenat la designer, da, să vă zic drept, deci m-a costat destul de mult, plus transportul curierului care mi-a adus-o. A fost totul împachetat bine, chiar m-am muncit ca să o desfac, foarte greu mi-a venit, dar acum voi face astăzi o altă împachetare pentru transmitere. Eu am fost mulțumită de această lucrare, iată așa arată și rama, este un sur strălucitor, argintiu, da? Iată și partea de jos. Sunt mulțumită de fapt de această lucrare pentru că ea merge cadou pentru mama mea. Bine, de fapt ea nici nu a dorit să-i cadonez ceva, dar asta a fost din propria mea inițiativă. Sper că pe viitor să fac mai multe cadouri. Asta am vrut astăzi să vă arăt și în continuare am primit și un colet cu mărgele și de fapt vor fi cumpărături. Iată, acestea sunt micile mele cumpărături din luna aprilie. În primul rând mi-au venit de pe AliExpress aceste cutiuțe care mai devreme, luna februarie, da? Mi-a venit așa o cutiuță care am comandat-o de pe AliExpress. Ea a costat 16 lei, moldovenești. Așa, iată, așa arată ea. Am măsurat această cutiuță, are 44 de mm pe 56, deci 5 cm întreg și 6 pe 4 întreg și 4. Și înălțimea, haideți să vedem și înălțimea, are 2,2. Această cutiuță este foarte un organizator, da, din plastic pentru mărgele. Aici am încăput 50 de grame de mărgele, dar vedeți că mai are încă și loc puțin. Pot să vă arăt, iată, vedeți? Locul rămas, încă se mai poate depus încă 5-10 grame de mărgele.
Pachetul nostru are 50 de grame și el încape perfect în aceste cutiuțe. Deci luna martie am comandat încă 10 cutii pentru mărcele și mi-au venit foarte greu. Dar totuși au venit. Iată, am deja am organizat unele nuanțe de mărcele după serii și iată așa, ele stau într-o cutie unde acolo păstrez toate pachetele mele de 50 de grame și aceste cutiuțe organizatoare, da? Sunt foarte comode, foarte bine se deschide, foarte bine și strâns se închide, nu cade nimic, este foarte comod. Chiar și am în plan să îmi fac un comod pentru aceste organizatoare. Apoi am plecat, am fost la România pentru ca să-mi fac pașaportul român. Și în drum m-am oprit la un magazin din Cahul, unde am cumpărat pachete de mărcele cu 50 de grame, dar la 45 de lei. Asta este acum destul de ieftin, pentru că în unele magazine deja specializate care să vând lucrări, ele sunt mult mai scumpe. Deci un pachetel de 5 grame costă 6 lei, poate să fie și 7 și 8. Dacă sunt mărcele de lux, costă 8 lei pliculețul, acum chiar poate să fie și 9. Deci prețurile s-au ridicat foarte tare. Enorm, cu toate că aceste mărgele costă destul de ieftin în Ucraina și în Rusia, dar fiindcă aceste două țări sunt în conflict, iată, la noi vin foarte scumpe acum. Ele sunt din Cehia, da? Vedem această firmă prețioasă, Ornella, este din tradițional Czech Beats, adică mărgele Cehia, din Cehia. Așa că în Cehia costă mult mai ieftin. Dar fiindcă am găsit acest magazin și costă 45 lei, m-am bucurat foarte mult, pentru că reiese că 5 grame de mărcele într-un pachetel mic va costa 4,50 lei. Iar eu voi putea să beneficiez de această reducere, să nu cheltui foarte mult atunci când cumpăr pliculețe mici. Haideți să vă arăt așa, să le pun după nuanțe și să vă arăt ce mărcele am cumpărat. Iată așa le-am aranjat frumos. Am și coletul care l-am primit de la Chișinău. Vă voi arăta mai târziu ce culori am primit și acolo. Aici culorile acestea le-ați văzut și în alte materiale video. Nu vă mai arăt seriile, vă arăt doar ce și am cumpărat acum nou. Aceste două nuanțe de alb, care sunt cele mai frecvente folosite, 46-205 și 46-102 perlat, aceste două nuanțe, practic, ele se aseamănă foarte mult. Așa. Doar că acesta este mult mai perlat ca acesta. Sunt foarte întrebate aceste două culori albe. Și să vă spun drept, la Chișinău ele deja costă 60 de lei în pachete. 16,708. Această nuanță tot greu se găsește. 53,410, verde natural. Și 50,220, verde sticlă, transparentă. Apoi 47,113 este perlat. După care merge 38,286 galben strălucitor și persic 08,192 ca nisip, are nisipului, și 47,112 roz spre violet 38,325 cu mijlocul colorat, deci este sticlă transparentă, dar mijlocul este colorat cu violet sau roz. Roz spre violet. 96,070, acesta este roșul, dar este sticlă transparentă cu un strat deasupra strălucitor. Și ultima nuanță este cafeniu 13,600, cafeniu natural. Opa! Această culoare tot se găsește foarte greu.
Unele nuanțe vă spun de start că la Chișinău sunt mult mai scump ca în Caful. M-am bucurat foarte mult că am găsit acest magazin. Am întrebat la ei că pot face și livrare doar pe Moldova. Așa că mă voi bucura de altă ocazie ca să fac comandă online. Haideți să desfacem și coletul nostru. Iată, acestea au fost pachetele din coletul meu și acum vă arăt și o lucrare la sfârșit. 10 pachete am comandat, deci această comandă deja, pachetelul costă 40 de lei, acelea 45, dar acestea 40. Unde găsesc mai ieftin, de acolo cumpărăm. Aici avem un roz, sticlă transparentă cu mijlocul colorat alb, dar sticla este roz. 58.573. Apoi urmează culoarea de sur, care este întrebată cel mai des, 18.908, în combinație cu acesta, 17.708. Apoi 49.102, deja aici mai am încă 50 de grame, și negru, care deja l-am, dar el foarte repede se cheltuie. Apoi mergem nuanțele de cafeniu, 16.050, sticlă cu acoperit cu un strat strălucitor și sticlă transparentă, 150. Această nuanță mi s-a terminat. Mai departe merge verde. Verde măsliniu, natural, 53.430. Ea foarte bine se combină cu 53.410. Mai deschis, apoi în mijloc mai este o culoare și apoi mai închis. Albastru natural, 33.210. Și ultimele două culori, un albastru celiu, 63.030 natural și 38.358, este un verde turcoaz. Această culoare este chiar foarte frumoasă, să vă arăt așa mai îndeaproape. Nu se arată în cameră așa cum este în realitate. Este un turcoaz spre verde, iar aici îmi arată culoarea albastră. Da, nu pot ține ce se diferențiază, dar în realitate acesta este mult mai verde. Ia să vedem lângă verde. Nu. Nu, în cameră, deci nu se arată culoarea ei naturală. Dar nu vă imaginați cât de frumoasă este această culoare. Da, camera nu vede această culoare verde turcoaz. Pare rău. Parcă se primește că ambele sunt albastre. Dar de fapt așa nu este. Iată, acestea au fost pachetele mele de mărgele care le-am cumpărat în luna aprilie. Mă bucur foarte mult că voi avea în continuare cu ce lucra. Este foarte greu de găsit unele nuanțe și când găsesc această nuanță care îmi trebuie, foarte mult mă bucur. Și încă o lucrare să vă arăt. Moment. Iată această lucrare. Sunt două fete la un râu. Haideți să o desfac din pachet să vă arăt fără. Iată aceste două fete frumoase. Această lucrare, de fapt, este, am înțeles că are și autor. La moment nu știu cine este autorul, dar când aflu, vă spun și vouă. Se numește, haideți să vă arăt cum se numește. Deci aici este în limba ucraineană, dar de fapt se numește La izvor. Așa, haideți să vedem. Aproape de izvor, da. Și seria ZPL016. Iată, acesta este schema și iată, așa, se va primi la final când va fi cusută. Aici mi se propun, desigur, nuanțele de mărcele și alături a fost scris câte pachetele de 5 grame avem nevoie de procurat, dar fiindcă eu cumpăr pachete de 50 de grame, nu va trebui să procur, poate voi cumpăra cei ce nu voi avea în stoc. Iată, așa arată aproape de izvor, deci aceste două domnișoare.
este formatul A2 sau, iată aici în schemă, vedem că ne scrie dimensiunea 41,5 pe 53,5 cm. Da, destul de mare, se coase total. Iată așa. De ce mi-a plăcut mie această lucrare? Împreună cu această schemă, deci când am primit pozele, am văzut mai multe lucrări care mi-au plăcut, dar din toate am ales această lucrare pentru că îmi amintește de familia mea, de sora mea și din toate am ales aceasta. Vă voi arăta la sfârșit de material alte poze cu lucrări care au fost postate împreună cu această lucrare. Veți vedea ce frumusețe se mai poate de cumpărat sau se mai poate de achiziționat în stocul nostru. Aceste două fete chiar aș vrea să le cos pentru familia mea să fie la noi în casă. Mi-a plăcut că această materie de fapt este destul de calitativă. Eu mai am încă de la această firmă lucrări și ați văzut și voi irișii mei, da? Irișii albaștri și irișii vișinii cu cafeniu. Drept că această lucrare nu are încleiată în spate acea țesătură subțire de frizelin, dar asta nu este o problemă. Voi încerca să cos chiar și fără această țesătură. Să vedem cum s-a primit. Este total, nu se coase fața, părul, mâinile și picioarele, dar fiindcă este așa format mare, consider că este total. Aici foarte puțin ce nu se coase. Nu știu în ce an voi începe să o cos, dar planific pe anii viitor. Mi-a plăcut foarte mult când am văzut-o și am dorit să o comand. Iată, acestea au fost cumpărăturile mele de astăzi, dragii mei. M-am bucurat mult să vă arăt și vouă, să mă împărtăș cu bucuria mea. Dacă v-a plăcut și vouă, atunci dați un like și ne vedem data viitoare. Astăzi, 27 aprilie, am mai primit un colet și să vă arăt ce lucrări am primit. Fiindcă acest material este cu lucrări, să vă arăt totuși așa. Iată, această lucrare se numește, dragii mei, ajutători, da? Aceste pisicuțe, este de la firma Mica A și este lucrarea numărul 2, mai este încă numărul 1. Și ce mi-a plăcut mie la această firmă, că ea dă în complet două ace de cusut pentru mărcele și asta e foarte combinabil. Această lucrare am cumpărat-o pentru mine, pentru că eu acasă am mașină de cusut. Ați mai văzut și organizatorul meu de lemn, care tot este cu mașina de cusut. Îmi place să fac tot ce ține de această tehnică de cusut. Mi-a plăcut foarte mult această lucrare cu această mașină și cred că pe viitor o voi coase. Următoarea lucrare, așa, să le deschidem. Această lucrare este formatul A3, da, pentru că sunt două de A4, da, este formatul A3, faptul că nu este seria, vine foarte greu să vă spun, dar da, mai mult ca precis că este formatul A3, pentru că următoarele lucrări vin formatul deja A3+, da, haideți să vedem. Deci, firma Biserart, da, Biserart este de asemenea din Ucraina, această schemă se numește Frumusețile Mamei, da, două fetițe, numărul A569, deci seria la această lucrare. Vă spun că este un pic mai mare ca A3, posibil că să fie și A2. Dar, iarăși, nu este specificat acest lucru. Spunem aproximativ. Următoarea lucrare. Următoarea lucrare este un fluture.
în fluture seria numărul A530, de asemenea de la firma Biser Art. Da, iată, această lucrare deja are culorile, dar nu sunt menționate seriile și câte nuanțe sunt. Va fi un pic mai greu, dar ce observ în această schemă, că unele nuanțe, de exemplu verde, are și un punctișor, acesta este simbolul ca să diferențiem, și iată și roșul tot. Sau cafeniu are simbol ca să diferențiem nuanțele, nuanțe diferite. Asta este bine. Următoarea lucrare, această lucrare este foarte întrebată. Se numește Zor de zi. În zor de zi, să zicem așa. Este o casă în pădure și această lucrare exact este și la firma Barbista Vișivanca, iar aceasta este de la Biser Art, numărul, vedeți aici, 578. Iarăși vedem numărul de mărgele care vor fi cusute, dar nu ni se propun seriile. Și ultima lucrare, așa, de dimineață, exact de la Biser Art, numărul A503. Iarăși vedem numărul de mărgele, dar nu este specificat seriile de Biser. Și ce vreau să vă arăt, că iată aceasta care a fost prima lucrare, ce diferență este. Această lucrare a fost modificată. Aici deja ne spune seriile la mărgele, da? Vedem primul rând. Sunt seriile, a doilea rând sunt numărul de mărgele care vor fi cusute și al treilea este gramajul, deci câte grame avem de cumpărat. De exemplu, fiecare pachetel are 5 grame și aici avem un pachetel, da? Aici un pachetel, iar unde este scris 1, deja vom cumpăra 2 pachetele de 5 grame. Sau 10 grame, da? 1-10 grame. Eu cunosc că un pachetel de 5 grame are aproximativ 450 de mărgele, iar un pachetel de 10 grame are undeva 900, aproximativ până la 900. De fiecare dată, fiecare tip de mărgele are gramajul lui și numărătoare nu exactă, deoarece depinde cât cântăresc. De exemplu, cele de sticlă sunt mai ușoare, iar cele de ceramică sau naturale, opal, o cântăresc puțin mai greluț și poate să nu ajungă la 450 într-un pachetel de 5 grame, poate să fie chiar și mai puțin, 430-438. De fiecare dată, fiecare pachetel are număr diferit. De aceea și spunem că aproximativ 450. Și dacă în schema noastră se da, de exemplu, nuanța de roșu 97070, această nuanță este roșul sticlă, dar cu mijlocul de metal strălucitor. Acest număr 473, ce vom face? Vom scade 450 și reiese că trebuie să cumpărăm 2 pachetele de 5 grame sau 1 de 10 grame. Fiecare decide, da? Pachetel de 10 grame sau de 5. Aici, dacă avem 2, înseamnă că această sumă 1176 va fi împărțită la 450, ca să vedem câte pachetele vom cumpăra. Și aici se primește la noi 4 pachetele de 5 grame sau 2 de 10. Iată, așa, cu așa fel de tip de schemă este mult mai ușor să lucrăm, deoarece ne orientăm după seriile care ne sunt date și este foarte repede să alegem nuanțele pentru această schemă. Dar, de exemplu, dacă ne este dat fără serii, ce facem noi? Din nuanțele noastre de verde, de sur, de cafeniu, alegem ce avem, aproximativ, fără să ținem cont de serii. Ne uităm la schema și alegem după schema noastră. Iată, acestea au fost lucrările mele de astăzi, care le-am primit ultimul coleg din luna aprilie. M-am bucurat mult să le prezint. Deja ne vedem data viitoare în alt material video.
pe curând!